Majoritatea ONG-urilor pregăteau programe pentru tineri. Leadership School a fost alegerea celor 60 de participanți și aproximativ 2000 de aplicanți ai programului. Printre aceștia, v-ați numărat și voi. Aș vrea să știu, ce v-a determinat să alegeți Leadership School? Care au fost așteptările voastre și în ce măsură acest program a venit în întâmpinarea lor? Care a fost impactul programului asupra ta? Bună ziua! Mă numesc Alexandru Fotescu și sunt un mândru alumn Leadership Summer School, prima școală de leadership din România. Am ajuns la Leadership School, n-aș spune printr-o întâmplare, a fost o întâmplare foarte fericită. Am găsit în ultimul moment un anunț despre prima școală de leadership cu Altețea sa regală, Principele Radu, patronând, cu niște oameni foarte interesanți, despre care însă la vremea respectivă știam foarte puține lucruri, ca invitați, mentori, și m-am decis să aplic. Îmi doream foarte mult să văd ce fel de leadership pot găsi în societatea românească, doream foarte mult să văd ce poate face mediul ONG pentru tinerii din România și iată că am ajuns la Leadership School. O experiență foarte interesantă pentru mine, pentru că am reușit să găsesc acolo foarte mulți tineri, deja implicați în diferite manifestări ale leadership-ului, atât social cât și alte feluri, implicați în ONG-uri, leadership personal sau chiar în organizații comerciale deja. Niște oameni excepționali cu care mă bucur că am avut ocazia să interacționez. Leadership School pentru mine a însemnat, în afară de prima ocazie să încerc să joc teatru, o experiență care într-adevăr mi-a testat limitele emoționale, în primul rând, dar a însemnat o experiență de descoperire a unor elemente foarte pozitive ale tinerilor de vârsta mea. A însemnat o deschidere pentru mine, în primul rând, o foarte mare deschidere a minții, să pot realiza că se pot face foarte multe lucruri în România prin contribuție personală, nu numai prin bani. Și tot spun în România, pentru că am avut ocazia să studiez și să călătoresc foarte mult în străinătate și aveam această impresie că în România se pot face lucruri numai pe relații și pe bani și nu prin leadership personal. Deci, cred că ce am câștigat cel mai mult de la Leadership School a fost nu numai deschiderea minții, dar și capacitatea aceasta de a vedea ce pot face oamenii când chiar își doresc, când chiar se implică. Și mă bucur în continuare să văd că această inițiativă continuă, pentru că sunt mulți tineri care doresc să se implice, doresc să cunoască personalități, doresc să aibă această speranță și să interacționeze cu cei care au găsit deja o cale de a ameliora și a îmbogăți peisajul social românesc. Vă mulțumesc!